16. 16. Atenți. La 56. Deci, 56. Atenți mult la lucrurile elementare. 56, da? 4, 4, 16. 6 și 1 reține, 4, 1, 4 și 1, 5. 56 și cu 9. Egal cu 65. 65, deci 4 ori 65. Ce te face 4 ori 65? 4 ori 5. Facem direct 4 ori 5, cât face? 44. 4 ori 5. 4 ori 6. Da, nu începem cu cifra unităților la mulțime. Nu, dar le-am pus, dar am greșit cum să scriu. Deci 65 ori... 4 ori 6 este egal cu 24. 24 plus 2 este egal cu 26. 26. 260. 260 de camere. Ce vreau să spun aici? De cine ai început tu? Ai avut inițiativa asta? 4 ori 6. De ce n-ar fi și mulțirea asta din partea asta? De ce neapărat de la unități? Care-i motivul? Cine o ordonat așa? Cine, cui o vine în minte să spună? Din partea asta se face nu de la, nu de la 10 sau de la 100 de mulțirea, ci se face de la unități începând. Pentru că trebuie să... Cine o visat așa? Scrie... Eu vreau să înțeleg asta. Adică cum ai scrie la... Cum ar fi 10 ori 65. Nu încep 0 ori 6, nu încep 1 ori 6. Pentru că dacă vei scrie așa, vei scrie cu un rând în jos. Eu vreau mai o explicație mai atentă a ta. Deci 65, eu te întreb pe tine, 65 înmulțit cu 4, n-are importanță, pot să pun pe 4 și aici, nu? La cifra A. Nu. Neapărat să pun aici? Da, pentru că dacă ar scrie așa, ar pune 0 acolo. Ar fi 40. 40. Ar fi ori 40, da? Adică 0 ori 5, 0. Stai o secundă, dar dacă îl pun așa, crezi tu, fără să pun 0, pun așa. Mulțirea poate să fie făcută, dar când începem să facem mulțirea, începem cu ăsta de aici. De ce începem cu 4 ori 5? De ce nu zicem 4 ori 6? Că de multe ori poți să faci și greșeala asta. N-ai pus la înmulțiri. Unde trebuie să pui obligatoriu sub unele sub altele? Când faci ce operații? Să fie unități, zeci, sub zeci, sute, sute. La adunare și la scădere. Și la mulțire. Și la mulțiri nu-i neapărat. Se poate lăsa și mai într-o stânga sau mai dreapta. Da. Abia când începem să mulțim cu cifra respectiv cu care mulțim, punem sub ea. Deci dacă ar fi 24, e clar că e... La 2, când începem construcția, o începem cu spunând cifrele care apar de sub cifra cu care înmulțim. Da? Adică dacă aș scrie 4 în mijloc, ar fi mai... Deci, dacă scriu, nu neapărat, scriu 4 pe aici, 24 așa, scrie da, aruncat. Merită. Adică pot să fac asta. Însă întrebarea mea sună așa. Alo. Bună seara. De unde sunteți? De la Satul Mare. De la Satul Mare. Și ce clasă? A noua. Clasa a noua. Acum eu sunt într-o lecție de la clasa a doua și nu am cum să vă ajut, dar mai reveniți un pic, mai târziu. Bun, bun, o să revin mai târziu. Bine, la revedere. La revedere. Ideea este așa. Vreau să termin, să înțelegi bine că n-am lămurit de ce nu, cine o fi gândit așa cu începem mulțirea de la cifra unităților. Și de ce nu începem de la 10, de la sute, de ce de cu cifra cu care mulțim începem de la unități. Aici ce vreau să răspundem. Pentru că la, dacă ar fi la
plus și minus, adică ar fi 26 plus 42. Tu nu vei face 2 plus 2. 26 plus 42. Tu nu vei face 2 plus 2. Deci, cu alte cuvinte, nu putem să adunăm unitățile cu 10. Nici scăderea să o facem de ce? Adică dacă ar scrie 22, este altceva. Deci pentru adunare și pentru scădere e obligator să-i punem o mână în spate. Dar pentru mulțire n-ar mai fi important, însă ce întreb eu este așa. Că tu te-am prins pe tine cu chestia asta, că zici 4 ori 6. Adică ai mulțit pe 4 cu cifra 6. Și ai vrut să începi mulțirea nu din partea dreaptă dinspre un tăs spre 10, ci ai zis hai să încep de la 10 încolo. Nu, pentru că am scris greșit. Da, dar asta, eu vreau să mă convingi pe mine și să vin cu argumente sănătoase că nu cineva așa peste noapte a venit lui în minte. Și haide să răspundem împreună. 65 ori 4 înseamnă 60 plus 5 ori 4. Ți amintești tu că noi am făcut chestiile astea? Da. 60 ori acum, câte 4. Acum, când mulțim, 4 se mulțește cu amândoi, da? Și cu 60 și cu 5. Și dacă ținem cont, iată, 4 ori 60, cum ai zis tu, cât face? 4 ori 60? 240. Vezi? 240. Plus 20. Plus 20. Care face 260. Dacă însă din atenție, zicem, 6 ori 5, 24, da. Pui 2 și 4, îl lași. Nici nu știu unde să pui 2. 6 ori 4, 24, 2, îl lași. Da. Și pe urmă zici, 4 ori 5, 20 și cu 2. Nu, cu 4, că am lăsat 4. 4, 4, 6, 24, 24. Hai să zicem 4, cum este obișnuit, și 2 să-l păstreze. 4 ori 5, 20 și cu 2. Fac 22 și îți dă 422. Îți dă aiurea. Deci de aceea trebuie să ținem cont că în clipa în care înmulțim, înmulțim cu unitățile începând, pentru că construim 4, 5, 20, așez 20, scriem pe 0 la unități, 2 îl păstrăm pentru 10 și îl ducem dincolo, iar 4, 6 fac 24, dar de fapt fac 240 și cu 20 și fac 260. Adică 24 acela acum va sunt și cu 2 de înainte fac 26. Da? 24, da? 26. Deci, mai insist un pic, Mario, pentru tine și pentru toți prietenii noștri, că la mulțire, înmulțirea cu o singură cifră, mai am învățat și chiar cu două cifre și cu trei, nu avem emoții. Important este, dragilor, să vă fie clar că ne mulțim, să spunem, iau două cu două acum, da? 37, Davide, Mario, ori 43, nu neapărat să le scriu unele sub altele. Ea poate să fie așa ordine. Poate să fie. Da? Poate să fie. Unde am obligații mari la adunare și scădere? Aici încep. 3 ori 7 va da 21. 1 ăsta care îl construiesc, chiar sub cifra cu care am mulțit. Și 2. Și 2 îl reținem. Și 2 îl reținem, da. 3, 9. Și cu 2, 11. 11. Iată, dragilor, de aici am început, cu 3 ori 7, nu cu 3 ori 3. Și după aceea va fi 7 ori 7, nu. 4 ori 7. 4 ori 7 va da 28. 4 ori 7, 28, unde pun? Aici, da? Nu. Neapărat sub asta care am mulțit. Pentru că sub 1 va scrie 0. Sigur că da, este 0 acela, că noi suntem la ce cifră suntem acum? Suntem la cifra 10-lor. 4 ori 7, 28. Și 4 ori 3 va da 12. 12 plus 2
va da 14. Așa. 1480. Așa. Va da 1, 9, da. 5 și 1. 1591. Deci, vezi tu, Mario, trebuie să fii foarte clar aceste lucruri. Slăbiciunea aceea care am descoperit-o, vreau să o anulăm și să înțelegi că totdeauna dinspre dreapta, de la unități, începe spre 10, sute și cât ori mai fi acolo. De la dreapta la stânga. Da? De la dreapta spre stânga. Cifra cu care mulțim asta începe la margine. Tu, 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 până termine. Cealaltă cifră, sub ea, și începe construcția. Iarăși tu, ia-o la capăt și mulțești. Pentru că ce am construit la înmulțirea cu unitățile, niște 10 apar pe care le vom muta aici, la înmulțirea cu 10. Facem și adăugăm 10-le care... Și acum am găsit niște sute care vin la sute. Și așa trebuie înțeles, altfel riscăm să greșim. Da? Trebuie acest mecanism. Nu degeaba când am făcut înmulțirea acolo, am făcut desfășurat. Am plecat pe desfășurat pentru ca să se înțeleagă cum se construiesc un nou număr se construiește în urma înmulțirii dinspre dreapta spre stânga. Da, așa. Mai avem ceva? Atâta. Cu ce ne-am ales din lecția ta? Cu ce e ce am spus mai înainte? Succesor, predecesor, da? Mai impar, par. Așa, hai să le numim așa. N-am mai făcut sinteza zile și am fost certat de Cristi, că zice, ai așa lucruri interesante, frumoase și le treci sub tăcere. La fel la sinteza orei, la geometrie. Uite, Davide, Mario, te rog, de sinteza orei. Ore. Am vorbit despre... Numere impare. Succesor. Succesor. Predecesor. Predecesor. Sor. Înmulțiri. Împărțiri. Nu prea am făcut împărțire, dar înmulțire am făcut, da? Da. Și diverse probleme am făcut aici. Înmulțirea aici am insistat pe desfășurat și... Probleme. Pentru... Hai să scriu aici, Criste, o să bază. Pentru Mario, da? Clasa A6. Davide. Da. La geometrie. Davide, ce poți să-mi spui tu aici? Ce? O... Ceva cu... Ortocentrul. Hai să zicem așa. Linii importante într-un trinchi. Linii importante. În triunghi. Și aici? Aici am... Bisectoarea, mediatoarea, înălțimea. Linii importante într-un trinchi sunt... Bisectoarea. Dar la interziția bisectoarelor ce punct obținem? Bisectoarele toate se întâlnesc într-un singur punct. Numit? Numit punct comun. Nu, un punct care... Centrul cercului înscris. Care e în triunghi, da? Centrul cercului bisectoare, cerc înscris, da? La înălțimi, ce este înălțimea? Am văzut și da. Ce obținem la interzită înălțimea? Obținem ce... La înălțimi. La înălțimi obținem cer. Nu, Ortocentrul. La... Mediatoare. Centrul cercului cine construise la... Mediatoare. Da. Centrul cercului. Centrul cercului. Circumscris. Scris. Și... Centrul cercului circumscris. Da. Cui? A... Triunghiului, da. Și...
mediane. Asta nu știu, sunt desemnat. Centrul de greutate. A. Mediane. Centrul de greutate. De greutate. Am mai vorbit despre triunghi echilateral, isoscel. Dreptunghi. Echilateral. Și triunghi dreptunghi. Triunghi isoscel, da, isoscel. Triunghi dreptunghic. Și dreptunghi. Dreptunghic. Și dreptunghiul, da? Da. Dreptunghi. Cam acestea sunt elemente care am amintit aici. Ai redactat în da? Asta e un lucru foarte important. Atunci când e proaspăt în minte, merge. Când după aceea mai intervine uitarea, da. E mai dificil. Ce să spunem prietenilor noștri? La revedere! Să nu uitați like, share și să vă abonați la propriul La revedere! La revedere!